și 31 de grade Celsius. Zilele Becleanului vor fi organizate și în acest an. Cea de-a 6-a ediție a sărbătorii localității de pe Someș va avea loc în perioada 3-5 iulie. Mai multe informații despre acest subiect veți putea urmări în rubrica Interviul Zilei. Chiar dacă traversăm o perioadă de criză, autoritățile locale din Beclean au făcut tot posibilul să organizeze și în 2009 tradiționalele zile ale orașului. Bugetul este totuși mai restrâns. Numărul artiștilor cunoscuți care vor urca pe scenă va fi mai mic decât în alți ani. Câteva dintre numele muzicii românești care îi vor încânta pe beclenari sunt Andreea Bălan, Nico, Seria și Talisman. Zilele orașului Beclean deja sunt o tradiție în așteptările, dacă vreți, a cetățenilor, a copiilor, a tot ceea ce înseamnă zona orașului Beclean. Sunt foarte așteptate și trebuie să facem eforturi în așa fel încât să nu le eliminăm din buget, din programul administrației. Suntem la 7-a ediție și ediția asta, sigur, în contextul acesta de criză, de ne-a fost mult mai greu să îl gândim, să-l concepem, dar cu o schemă redusă, să spunem așa, la costuri mai atente, mai mici, mai am reușit să facem un program și sper că un program bun. Aprecierea o va face cetățeanul și cel care va fi prezent la ediția 7-a. Și am cuplat în prima fază, ca să dăm o amploare mai mare, am cuplat cu campionatul de atelaje de doi cai, să spunem așa, și campionatul mondial. Cuplând aceste manifestări, vă dați seama că anvergura crește și animația crește. Să subliniez numai parada de atelaje care o vom avea undeva în jur orei 2, chiar în deschidere, înlocuind copii, sutele de copii care făceau parada Portului Național cu parada de atelaje. Deci am făcut alte modificări, să spunem așa, și am reușit să aducem în program, vor fi și formații seara, vor fi cum ar fi, să zicem așa, Nico, Talisman, Mateo, Celia, Andreea Bălan, Vanc. Deci mai puține ca anul trecut, dar și sigur și formații mai de un cost mai redus, undeva până în 2500 de euro. Nu am avut posibilitatea să aducem formații de rezonanță, să spunem. Dar eu cred că publicul va fi mulțumit să facem aceste lucruri. Mai mult decât atât, vom avea o chestie de animație unde participă efectiv și cetățeanul și copiii din oraș. Vom avea o zi de carnaval, duminică va fi carnaval în Beclean. Am adus firme care pictează pe față, vom îmâna măști, vom aduce costume. Vom îmbrăca orașul Beclean în forme diverse și programul de seară de duminică va fi cu fachiri, cu clovni, cu animație, muzică medievală, muzică antrenantă, plus am înlocuit focurile de artificii cu jocuri de lasere, deci am venit și cu ceva nou. Totuși suntem în anii 2009-2010, nu? Trebuie să mai aducem și noutăți, lucruri simple, de exemplu vom organiza concursuri, concursul cel mai mare băutor într-o seară care nu costă aproape nimic, concursul cel mai mare mâncător, deci vom face și astfel de momente. Sigur că în tot ceea ce înseamnă cele 3 zile, înseamnă multă muncă, orașul îl îmbrăcăm în sărbătoare, mai muncim, mai avem pe ultima sută foarte multe de făcut. Pe lângă problemele acestea distractive, să spunem, în care unii văd ca un fel de distracție și cheltuire, să spunem, de bani, noi am învățat orașul ca de zilele orașului să dăm și obiective foarte importante.
și reușim să dăm muzeul de vânătoare, unul dintre, eu zic că cele mai frumoase muzee din județ. O să fie o atracție și chiar provoc pe cei care sunt curioși să vadă muzeul de vânătoare de la Beclean, în casa de vânătoare a Grofului, lângă primărie. Plus, cea mai mare investiție vom demara împreună cu ministrul secretar de stat, domnul Andrei, ca și cu, sigur, și cu colegii, ceilalți colegi, deputați, senatori, președinți de partid, vom demara canalizarea orașului Beclean. Vom avea un punct zero de unde începem canalizarea orașului, o investiție așteptată de cel puțin 30 de ani în oraș, se va demara chiar de zilele orașului Beclean. Iată că de fiecare eveniment, nu spun de celelalte ediții, la fiecare ediție am dat în folosință niște obiective extraordinare. Pe lângă straile de sărbătoare a orașului, am venit și cu investiții de căpătâi pentru binele orașului Beclean. Sigur că ar fi multe de spus, dar surprizele pot să fie savurate, pot fi consumate, să spun așa, în timpul manifestărilor. Vor mai fi și surprize, pot să apară și lucruri la care nu te aștepți, dar sper să fie surprize numai pozitive. Pe lângă manifestările culturale artistice, anul acesta se va desfășura și campionatul național de atelașe, dar și un carnaval la care toți beclenarii sunt invitați să participe costumați. Lucrările de canalizare și aducțiune de apă din Simir au început aproape acum un an. Cu toate acestea, stadiul în care se află nu arată deloc promițător. Autoritățile speră ca lucrările să fie finalizate până în anul 2010. Mai multe amănunte despre acest subiect aflați în reportajul zilei. Lucrările din Simir pentru apă și canalizare parcă nu se mai termină. Pe drum se circulă greu, iar oamenii nu mai suportă mizeria și zgomotul. Muncitorii spun că lucrările se desfășoară într-un ritm atât de lent pentru că pământul nu se pretează pentru astfel de lucrări. De un an, de zile e începută. Și de ce se termină așa de greu? Chiar atâta durează un an de zile o canalizare? Căpătura e foarte greu, nu-i alte lucrări. Părerea localnicilor, sunt nemulțumiți toată ziua, au zgomot, mașinile care trec, circulă pe singură bandă. Da, mulțumim, numai că trebuie să filmate că luăm pământul din drum. Și cam în cât timp credeți că se vor termina lucrările? Asta mă cum ne permite și timp. E terenul ăsta mărșinos și greu mărg. De cât timp ați început aici? Cam de lună zile și făcut circa 200 de metri. Și cât e suprafața totală pe care trebuie să lucrați? Păi cam 400 de metri ar fi aici. Ăsta care merge mai greu. Și cât va mai dura? Cât estimați? Nu se caz, mai durează 3-4 săptămâni dacă mă lupt așa. Foarte slab, foarte slab. Și ca materiale, mașinării aveți suficiente? Păi ies mașinării. Eu delegatul zătesc, nu mă preocup, numai cât ei ajute, mai... Și ce spun? Numai chiar asta e problema, că terenul... Problema așa banilor, de unde putem să-i la oameni. Nu au fost plătiți? Nu sunt plătiți. Lucrăm în altă parte ca să poată cumpăra motorină aici. Dar cine alocă banii pentru lucrări? Plandolii Orfenea. Și în toată zona Sigmirului, cam când? Vi s-a spus că se vor termina lucrările? La anul. Anul ăsta nici de cum nu. Mm-hmm. Chiar eu a fost domnul primar, am mai discutat, dar nu. Și cu mizeria cum se descurcă localnicii? Se face mult noroi? Foarte mult. Foarte mult. Mm-hmm. Însă am blocat toate străzile, dacă a fost pe partea de sus. Mm-hmm. S-a întiat. Ce putem de sen? Ne trebuie apă, canalizare, în casă așteptăm, să fie bine. Sperăm că se va termina cât mai repede. Ce sperăm? Dar până la anul nu se va termina. La bine! Ce să vină lucrarea aia principală, ce să vină? Aia nu se fac în 26... Vă deranjează să aveți mizerie în fața casei tot timpul? Deranjează, când s-a terminat, s-a asfaltat, s-a pune la rând. De cât timp tot lucrează aici? Pe mine întreba șeful de echipă, eu pe aici și eu. Păi, dacă stați aici? Da, bine, da.